Duminica a treia, de după sărbătoarea Învierii sau după Paști, este închinată femeilor mironosițe, care, așa cum ați auzit în Sfânta și Dumnezeiască Evanghelie, dis de dimineață, pe când răsărea soarele, au alergat la mormânt și se întrebau între ele: oare cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și aveau această întrebare și era o întrebare destul de grea pentru ele, pentru că știau că piatra care era pusă la ușa mormântului era o piatră foarte mare. Ce face însă unul care iubește pe Hristos? Atunci când aleargă el să se întâlnească cu Hristos, poate să stea ceva în calea lui, oare? Putea să stea cineva în calea lor, a femeilor mironosițe, să nu alerge ele spre mormântul Domnului, pe care îl iubeau atât de mult, spre mormântul lui Iisus? Așa după cum a înțeles Pilat, când a mers Iosif din Arimateea, ați auzit în Sfânta Evanghelie să-i ceară trupul Domnului să-l coboare de pe cruce și să-l înmormânteze, spune Sfânta Evanghelie că Pilat a dăruit lui Iosif trupul cel mort al lui Hristos. Deci pentru toate autoritățile romane și pentru cele evreiești, în mormânt se afla un trup mort. Dar pentru femeile mironosițe, acolo erau tot ce aveau ele mai scump. Era un trup al Dumnezeului celui întrupat. Erau pline de nădejde că Dumnezeu va rândui pe cineva care să le rostogolească piatra de la ușa mormântului. De ce să le rostogolească piatra? Pentru că pietrele funerare, fiind foarte mari, mormintele fiind săpate în stâncă, la ușa mormântului se punea o piatră, dar ca să poată să fie dată deoparte, vedeți, ca să se facă rânduiala pentru cei morți, era o piatră în formă rotundă și ea circula pe un canal în fața mormântului. Și atunci rostogoleau piatra de la ușa mormântului și puteau să intre în mormânt. Femeile mironosite se întreabă, dar în același timp pline de nădejde. Aleargă spre mormântul Mântuitorului. Această nădejde a lor le face apoi să fie pline de mirare când, înaintea lor, așa cum spun Sfintele Evanghelii, stau doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Erau îngerii Domnului care le aduce vestea cea mare a învierii Domnului. Și apoi nu numai că le aduce vestea, dar însuși Mântuitorul li se arată și le spune ca să aibă bucurie. Spune: nu vă temeți, bucurați-vă! Căci ele erau pline de această frică, nu știau, nu puteau să înțeleagă. Întotdeauna ne temem de ceva care nu înțelegem. Femeile erau pline de această teamă. Oare ce se întâmplă? Ce este acolo? Și Mântuitorul atunci vine și li se arată prima dată lor. Prima dată femeilor mironosițe li se arată Mântuitorul înviat. Maria Magdalena, Maria mamei lui Iacob, bineînțeles Maicii Domnului și celorlalte femei mironosițe. De ce sunt numite mironosițe? Pentru că erau purtătoare de mir. Ele mergeau la mormântul Mântuitorului să ungă cu mirodenie, să ungă cu mir trupul mort, cel mort al Mântuitorului. Turnau peste acest trup tot felul de uleiuri aromate ca să arate prin aceasta cinstirea care o aveau pentru cel care era așezat în mormânt. Iată, de aici vedem, iubiți credincioși, faptul că Sfintele Evanghelii ne vorbesc de lucrul acesta, că pentru cei morți noi trebuie să avem un anumit respect
ci că trebuie să le facem o rânduială anume de rugăciune. Vedeți cum este obiceiul la noi? Până astăzi s-a transmis lucrul acesta. La noi nu se poate deschide mormântul, să intre mormânt, să ungi cu mirodenii. Dar merg credincioșii din familia mortului și tămâiază și pun lumânări. Vedeți, se păstrează de atunci, din Sfintele Evangheliei până astăzi. Și este atât de rătăcită această părere a unora care nu vor să respecte trupurile cele moarte ale fraților noștri, că ei spun, nu mai contează după ce ești mort și așa mai departe. Vedeți cât de rătăciți sunt aceștia care nu aduc cinstire trupurilor celor morți. Femeile mironosițe vin cu miresme, pe care spune, le pregătiseră. Erau ceva lucruri, erau cu totul și cu totul deosebite. Ele mergeau să ungă trupul cel mort al Mântuitorului Iisus Hristos. Nu mergeau să ungă orice trup mort. Iubiți credincioși, vedem că pentru dragostea lor, pentru faptul că prin credința lor puternică îi biruiesc toate împotrivirile care vin asupra lor și, în primul rând, împotrivirea gândurilor. Cum? Ce să mergem noi așa de dimineață? Pe cine găsim noi când răsare soarele la mormânt să ne dea nouă piatra de la ușa mormântului? Ele trec peste toate aceste lucruri și se duc în continuare până la mormântul Mântuitorului. Veneam dimineață dincolo din zona Neamțului în pace și tot mă uitam la fiecare biserică, dacă este deschisă ușa bisericii, așa ne uitam noi din drum. Dacă vedem oameni care se îndreaptă spre biserică, și era aproape de ora 8 și n-am prea văzut oameni îndreptându-se spre biserică, și în gândul nostru era parcă puțină supărare. Oare cum, ce se întâmplă cu credincioșii noștri? Prin atâtea sate, în atâtea orașe am trecut și n-am văzut pe nimeni să deschidă ușa bisericii. Oare ce se întâmplă? Vedeți însă, când trebuie să mergem noi la biserică? Ne spune Evanghelia de astăzi. Dis de dimineață, spune, pe când răsărea soarele, au alergat femeile la mormânt. Nu vii la Sfânta Biserică când se spune crezul sau când se cântă fie numele Domnului. Spunea cineva, și când place cel mai mult cântarea, fie numele Domnului. De ce? Pentru că eu atunci ajung. Adică la sfârșitul Sfintei și Dumnezeieștei liturghiei. Vedeți, femeile mironosițe ne dau un exemplu de felul cum noi trebuie să ne apropiem de mormântul Mântuitorului și de locul în care El a înviat. Biserica, vedeți, proslăvește permanent învierea Domnului. Peste tot unde ne uităm în biserică, vedem bucuria învierii Domnului. Pe sfinții care sunt locuitori ai Raiului, a Raiului care este împărăția lui Dumnezeu statornicită prin învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Și peste tot vedem această bucurie, bucurie a învierii Domnului. Sărbătorim astăzi pe Sfântul Iacov. Sfântul Iacov, apostolul. Sfântul Iacov, apostolul, împreună cu fratele lui Ioan, Sfântul Evanghelist Ioan, au fost numiți chiar de Mântuitorul ca fii ai tunetului. Pentru că erau foarte răvnitori pentru credință. Și primul dintre apostoli care moare pentru Hristos este Sfântul Iacov. Sfântul Iacov este ucis de către Irod, tăindu-i se capul, pentru că aceasta era pe placul iudeilor. Spune în Faptele Sfinților Apostoli la capitolul al 12-lea. Văzând că este pe placul iudeilor, Irod a închis pe Sfântul Iacov, i-a tăiat capul ca fiind primul apostol jertfit pentru Hristos și apoi l-a închis și pe Sfântul Petru. Și știți în continuare istoria eliberării Sfântului Petru. Mare bucurie a avut Irod când l-a ucis
pe Sfântul Iacob. Așa cum mare bucurie au avut evreii când l-au ucis pe Mântuitorul. Dar întristarea femeilor nu mai se transformă în bucurie. Iar bucuria lui Irod și bucuria evreilor că l-au ucis pe Mântuitorul se transformă în părere de rău și în, bineînțeles, în întristare nu trecătoare, ci veșnică. Vedeți, spun Sfinții Părinți că la creștini poți să iei orice, dar nu poți să iei bucuria. Nu poți să iei această bucurie. Pentru că aceasta este veșnică. Pentru că Hristos ne cheamă pe noi la bucuria cea veșnică. Ai o bucurie de aceasta ca Irod că l-a ucis pe Sfântul Iacob. Ai o bucurie ca evrei că l-a ucis pe Mântuitorul. Ce trecătoare a fost această bucurie a lor pentru că Mântuitorul a înviat. Și Sfântul Iacob a fost și el înălțat la ceruri împreună cu toți Sfinții. Și bucuria adevărată este bucuria care ți-o aduce ție Hristos, pentru că El învind ne aduce nouă bucurie, bucuria cea veșnică. Iată de ce, iubiți frați și surori în Domnul. Noi ne aflăm aici la mănăstirea Hadâmbu din Deal. Plin de această bucurie a învierii, suntem în praznicul învierii Domnului. Alergăm și noi, ca femeile mironosițe, să simțim o bucurie, dar nu o bucurie trecătoare. Mă duc până acolo să văd, știu eu, ce ziduri frumoase a făcut Părintele Stare. Cât tare frumoase le-a făcut. Ci venim aici, în primul rând, ca să ne înflăcărăm de dragoste pentru Hristos și de dorință pentru bucuria cea veșnică. Vedeți, în cântarea noastră de la strană, la sărbătoarea învierii spune așa că femeile mironosițe, după ce au aflat că Mântuitorul a înviat, alergau cu picioare vesele. Auziți? Picioare vesele. Ce frumos! Ce frumos sună această expresie. Femeile pline de bucurie alergau cu picioarele și picioarele lor erau vesele. Și picioarele lor erau vesele. Tot trupul omului se bucură, se veselește. Noi nu ne bucurăm numai cu sufletele noastre. Ci trupurile noastre, vezi că un om când este vesel, este fața lui radiază de bucurie. Trupul lui arată că este vesel, că este bucuros. Așa și noi, iubiți credincioși, suntem astăzi aici. Fiecare din frățiile voastre veniți aici. Văd, cum vă spuneam, pe drum am văzut că bisericile erau închise. Poate erau deschise, dar aia ușa închisă. Când am ajuns aici, era plină parcare de credincioși, clopotele sunau și era o atmosferă de ceea ce vă spuneam, bucurie deosebită. Am simțit această bucurie. Ne-a întâmpinat Părintele Stareț aici cu clopotele, cu tot ce are El mai frumos, tot ce a pregătit, pentru că din dragoste pentru Hristos, din dragoste pentru învierea Sa, din dragoste pentru Maica cea Sfântă, a pus nu numai o muncă oarecare, ci a pus suflet aici, împreună cu obștea, împreună cu părinții de aici, împreună cu ucenicii care îi văd pe aici și acolo, peste tot. A spus tot ce a putut ca să faceți din această mănăstire un loc de bucurie. Și este cu adevărat un loc al bucuriei. Și simțim aceasta în sufletele noastre. Ne bucurăm și de fiecare dată în această bucurie nu uităm să slăvim pe Hristos și pe Maica cea Sfântă pentru darurile pe care El ni le-a dăruit nouă. Să nu vă pierdeți bucuria. Niciodată. Urcați aici spre adânc fiecare cu necazul lui, cu suferința lui sau cu bucuria lui în primul rând. De ce se împlinesc atâtea rugăciuni aici? De ce? Pentru că până aici, oricând, îi spuneți lui Dumnezeu permanent și Maicii Domnului și bucuria dumneavoastră și necazul dumneavoastră. Iar când ajungeți aici, vă întâmpină
părinții de aici, în primul rând părintele Stareț, cu obștea, care, pe lângă faptul că se roagă pentru fiecare, vă spun și un cuvânt de mângâiere și un cuvânt care vă îmbărbătează și vă aduce bucurie. De aceea slăvim pe Dumnezeu. Dăm slavă lui Dumnezeu că ne aflăm împreună astăzi aici și noi cel puțin știu că dumneavoastră ați venit cu din dragoste pentru Maica Domnului și pentru această mănăstire. Dar noi am venit și cu alt motiv, și cu acesta, și cu motivul să-L felicităm pe Părintele Stareț, că astăzi, de fapt ieri, a împlinit o vârstă. Fost ziua lui de naștere. Și ce frumos este ca frații să fie împreună, mai ales atunci când doresc să mulțumească lui Dumnezeu pentru fiecare clipă în parte, pentru fiecare zi în parte, pentru fiecare an în parte. Îl felicităm din tot sufletul și noi și sunt convins că și dumneavoastră, nu? Cu toți îl felicităm și îi spunem să trăiască într-un mult și binecuvântat an și să ne ajute Bunul Dumnezeu și Maica Sfântă să-L găsim aici permanent ca să ne binecuvinteze și să aducă bucurie sufletelor noastre și nu numai nouă, ci tuturor celor care iubesc această bucurie a învierii Domnului și care iubesc pe Maica Domnului. Hristos a înviat!